Tânăra era pasager într-un microbus de persoane care făceau cursă regulată pe relația Alexandru Vlahuță Bârlad, iar în momentul în care a vrut să coboare într-o stație din oraș, a fost rănită de ușa mijlocului de transport în comun. În fapt, șoferul microbuzului a oprit într-o stație de autobuz, iar ultimul dintre călătorii care au coborât, un bărbat de 68 de ani din localitatea Vasloiană Băcani, a tras cu putere ușa laterală a microbuzului pentru a o închide, fără a se mai uita dacă mai coboară cineva. Chiar în acel moment, tânăra de 19 ani a vrut să iasă din microbuz, fiindu-i prins capul în ușa culisantă. În timp ce o tânără de 19 ani din județul Galați cobora dintr-un microbuz oprit într-o stație din municipiul Bârlad, a fost surprinsă de o ușă care a fost închisă de un alt călător. Tânăra a suferit vătămături corporale, motiv pentru care a fost transportată la spitalul din municipiul Bârlad. Acest eveniment nu îndeplinește condițiile unui accident de circulație, întrucât autovehiculul se afla oprit în stație. Victima a ajuns la spitalul din Bârlad cu un traumatism cranian prin strivire și a fost supusă unor investigații amănunțite. Deși medicul neurolog i-a recomandat să rămână internată, tânăra a refuzat. Rezultatul la CT a ieșit, la computer tomograf a ieșit bine. Recomandarea neurologului a fost totuși de a rămâne internată 72 de ore pentru monitorizare. Deci a refuzat lucrul acesta, deci a plecat la domiciliu cu recomandări tratament medicamentos. Polițiștii vasluieni nu au întocmit dosar penal în acest caz, întrucât incidentul nu este considerat accident de circulație, în condițiile în care microbuzul nu era în mișcare. Singura condiție ca polițiștii să desfășoare o anchetă penală pentru vătămare corporală din culpă este ca tânăra să depună o plângere în acest sens.